25. Matei, capitolul 6, versetul 25. Matei 6, versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. O legendă medievală povestește despre un drumeț care s-a întâlnit în drumul lui spre un mare oraș, s-a întâlnit cu îngrijorarea și cu nenorocirea. A auzit drumețul acesta că vor să ucidă 10.000 de oameni în orașul în care avea să urmeze. Și curios, drumețul a întrebat pe nenorocire. Zice, tu o să-i omori pe toți din toți cei 10.000 din orașul acela, la care nenorocirea zice, nu. Zice, eu o să omor doar câteva sute. Prietena mea, îngrijorarea, o să-i ucidă pe ceilalți. Poate părea doar o ilustrație, o fabulă, o imaginație. Și totuși, îngrijorarea, metaforic vorbind, ucide atâția oameni astăzi. Și gândiți-vă și dumneavoastră de când a început anul acesta, sau hai să zic săptămâna aceasta, ați văzut oameni care s-au îngrijorat. Nu vă uitați în stânga sau în dreapta, că eu văd, dacă vă uitați la cunoștințe. Ne îngrijorăm, nu-i așa? Ne îngrijorăm de o mulțime de lucruri, ne frământăm de o grămadă de lucruri. Citeam o definiție care mi-a plăcut săptămâna aceasta. Îngrijorarea, zice, este o stare de neliniște cu privire la necunoscut. Cu privire la evenimente presupuse a se întâmpla în viitorul apropiat sau îndepărtat. Citeam într-un comentariu. Termenul folosit aici pentru îngrijorare în greacă este merimnao, un termen compus, folosit din două cuvinte, dar care înseamnă minte împărțită. Și mi-am dat seama că așa stau lucrurile. Chiar Domnul Iisus Hristos, atunci când ne introduce în subiectul ăsta al îngrijorării, spune, nu vă îngrijorați gândindu-vă, pentru că de aici începe totul. Gândindu-vă la anumite lucruri și dar o să vă uitați în Luca 11, când la fel se atinge subiectul acesta al îngrijorării, spune Domnul Iisus Hristos, nu vă frământați mintea. Citeam o statistică, nu știu cum au reușit să o facă oamenii, dar se spune că 50% din îngrijorările noastre spune că sunt legate de evenimentele care nu se vor întâmpla niciodată. 25% ne îngrijorăm
de evenimentele trecutului care nu mai pot fi schimbate. Ne frământăm de o grămadă de lucruri din trecut, am ales bine, ne-am ales, am făcut ce a trebuit, dar nu mai putem schimba trecutul. 10% ne îngrijorăm, se spune, de criticile pe care credem că ni le-au adus alții, 10% ne îngrijorăm de starea de sănătate și 5% ne îngrijorăm de problemele reale cu care ne confruntăm chiar atunci, adică într-un mod real. Ne îngrijorăm, nu-i așa? V-ați îngrijorat săptămâna aceasta? Parcă atât de reale sunt cuvintele Domnului Iisus, Marto, Marto, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu. Pentru multe lucruri te îngrijorezi. Și se spune că s-au scris tot felul de cărți despre îngrijorare, cum să o tratăm, cum să o învingem, cum să luptăm cu ea și totuși se pare că suntem generația cea mai stresată, suntem generația cea mai cuprinsă de îngrijorare. Se spune că în America, cum crește, toate statisticile le fac doar pe acolo, probabil că sunt mai mulți, dar se spune că acolo oamenii care se sinucid din cauza problemelor, oamenii care clachează, care nu mai pot să meargă mai departe, ei sunt oameni mai mulți, deci spuneam, sunt cei care mor astfel, sunt mai mulți decât cei care mor în accidente de mașini. Câte accidente de mașini nu sunt astăzi? Imaginați-vă că mai mulți sunt cei care se sinucid. Pentru că ajung la un moment dat când nu mai văd niciun sens și din cauza problemelor, îngrijorărilor, o să zic până aici. Ne îngrijorăm și totuși, am citit în această dimineață, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, spunea Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați de viața voastră, am citit, de viața voastră. Putea să spună Domnul Iisus Hristos, nu vă îngrijorați de sănătatea voastră, nu vă îngrijorați de bani, că puțin mai înainte despre bani a vorbit despre comori. Putea să spună Domnul Iisus, nu vă îngrijorați de chirie. Dar Domnul Iisus folosește termenul acesta, cuvântul acesta, viață. De ce? Pentru că în cuvântul acesta, viață, sunt incluse toate celelalte lucruri. Nu poți să spui, dacă spunea Domnul Iisus, nu vă îngrijorați de sănătate. Am fi zis, ne putem îngrijora de chirie, că Domnul ne-a zis să ne îngrijorăm să nu ne îngrijorăm de sănătate. Înțelegeți? În cuvântul acesta, viață, nu vă îngrijorați de viața voastră, avem incluse tot ceea ce avem o viață. Ne îngrijorăm de pensii, de problemele copiilor, de o mulțime de lucruri care ne frământă viața. Nu vă îngrijorați. Și totuși, îngrijorarea aceasta este un problem atât de reală. Atât de reală. Un prieten de-al meu a avut o perioadă grea în viață și a schimbat serviciul, era cu chirie, avea copil. Spunea că se punea în pat și deși stătea în pat să se culce, nu putea să adoarmă. Se culca după câteva ore de când se punea în pat. Pentru că deși trupul, ai zice, se liniștea, mintea lui în continuare lucra. Îngrijorările sunt atât de reale astăzi. Și totuși am citit, nu vă îngrijorați de viața voastră. Și ca să exemplifice cumva Domnul Iisus Hristos, începe și spune, uitați-vă la păsările cerului. Uitați-vă la păsările cerului. Ne ajută să înțelegem că nu trebuie să ne îngrijorăm și ne dă și exemplu. Păsările cerului. Zice Domnul Iisus, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare, nu fac nimic din ceea ce voi face și totuși, Tatăl vostru te hrănește. Și mă gândeam, spune chiar Domnul Iisus Hristos, voi sunteți prețioși, voi nu sunteți ca o pasăre, voi ați fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Spunea versetul 26, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Sunteți prețioși. Dacă hrănește Dumnezeu păsările cerului, cum nu ne va purta de grijă? Ce ilustrație, păsările cerului? Poate că unii n-au înțeles ilustrația asta și mai spune Domnul Iisus versetul 28. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Uitați-vă cu băgare de seamă la crini. Cu alte cuvinte,
Doamne, și întreabă, de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? De ce vă îngrijorați? Spunea versetul 28. Ne îngrijorăm. Nu îngrijorarea aceea pe care o avem unii dintre noi. Stăm în fața șifonierului plin, și lăsat așa la mijloc de cât e de burdușit. Și ne îngrijorăm, nu de îngrijorarea asta vorbește Domnul Iisus. Cu ce ne îmbrăcăm noi? N-avem cu ce să ne îmbrăcăm. Nu de îngrijorarea aceasta. Dar sunt și lucruri reale, concrete. Doamne, cu ce încalzi pe copii? E frig, plouă. Au nevoie de ghete ca să nu se ude la picioare. Doamne, a venit frigul. Am nevoie de o geacă să nu fie rece. Sunt lucruri atât de reale, atât de concrete. Am să vă spun un lucru ce mi s-a întâmplat, care a fost încurajator pentru mine și o să le spun de fiecare dată, deși cumva mă expun și totuși îmi place să fiu deschis. A fost o experiență încurajatoare, nu de mult. Unii dintre voi mi-a și zis, m-a și încurajat, mă, te-ai mai rotojit, mi-au zis mulți, te-ai mai îngreșat așa, e bine. Și eu am văzut și eu am simțit. Și am simțit și când a trebuit să iau anumite, să iau un costum și nu mai îmi venea. Și am zis, Doamne, nu mai vine costumul. Nici n-avea cum să vină costumul acela de generică. Nu mai avea să vină. Și am zis, nu mai am costum. Și nu știu cât timp a trecut. Și la servici, acolo unde lucrez, am un apropiat. Este un fel de tată pentru mine, parcă Dumnezeu știe și aici aș face o altă paranteză. Mult timp m-am frământat că n-am avut un tată aproape, un tată care să mă ajute. Și de multe ori mă uitam cu jind la atâția care aveau tați, care îi ajutau, care îi încurajau. Și cumva Dumnezeu parcă a trimis un astfel de om, un tată, un bătrân pentru mine, acolo la servici, și am mai mulți ca acesta. Și zice, uite, vine la mine cu un costum, era cu o țiplă pe el, nu a văzut, zice, uite, am ceva pentru tine. Nepotă-mi-o, zice, a avut un costum, l-a luat o singură dată. A avut nu știu ce eveniment și uite, a zis că nu-i mai trebuie și eu cum l-am văzut, m-am gândit la tine. Ia vezi dacă-ți vine. Și cred că vine bine. Mulțumesc! Dumnezeu ne poartă de grijă, am să zic. Dincolo și lăsând gluma la o parte. Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu știe El, are căile Lui, lucrează cu unii într-un fel, cu alții în alt fel. De ce vă îngrijorați, zice? Uitați-vă la crin. Te apucă îngrijorarea. Uită-te la crin. Nici nu tot, nici nu țes, nu-și fac haine. Dar zice Domnul Iisus Hristos, nici chiar Solomon, împăratul Solomon, imaginați-vă, nici chiar Solomon nu a fost îmbrăcat ca ei. Când era el în toată slava lui, zice Domnul Iisus, uitați-vă la crin. Și spune versetul 30, păi dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care până la urmă astăzi este, mâine nu mai e, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi. Și vă rog, rețineți mereu expresia asta, pe voi. Cuvântul ăsta mereu, mereu parcă se repetă aici. Versetul 26, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț? Versetul 30, cu mult mai mult pe voi. De ce? Pentru că Dumnezeu e atent la voi, la noi. Și apoi, parcă spune, nu mai vă îngrijorați, că nu folosește la nimic. Știm dintre noi, mulți dintre noi știm asta, nu ne ajută la nimic, mai mult rău ne-a făcut. Zice, nu vă îngrijorați, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea lui? Înțelesul este acesta și unele traduceri mai noi folosesc expresia aceasta. Poate să adauge o oră la lungimea vieții lui. Noi știm că îngrijorându-ne, n-am adăugat nicio oră la viața noastră. Parcă din contră. Ce trebuie să facem? Înlocuiește îngrijorarea cu încrederea în Dumnezeu.
înlocuiește îngrijorarea cu încrederea în Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos, când de exemplu ăsta cu crinii, nu vă va îmbrăca cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Puțin credincioșilor. Știți cum ne se spune când ne îngrijorăm? Puțin credincioși. Asta e numele nostru. Când mă veți auzi că vorbesc, veți vorbi cu mine și mă veți vedea că mă îngrijorez, puteți să-mi ziceți Daniel, puțin credincios. Așa nu se spune. Când soțul tău se va îngrijora, poți să te uiți în ochii lui și să-i zici puțin credinciosule. Pentru că ăștia suntem. Când te îngrijorezi, adu-ți aminte că asta e o problemă a credinței. Nu-i așa? Dacă îngrijorarea ta este mare, cum este credința ta? E mică. Dacă credința noastră ar fi mare, îngrijorarea ar fi mică, n-ar avea loc. Puțin credincioșilor, spune Domnul Iisus Hristos. Să nu spui că ai credință în Dumnezeu, că te încrezi în El, când îngrijorările te compleșesc, când ești plin, plin de îngrijorare. Și observați, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de El. Și vă rog subliniați, Tatăl vostru știe. Știe nevoia ta, știe gândul tău, știe lipsa pe care o ai, știe durerea ta. Tatăl vostru cel ceresc știe. Și asta mi se pare atât de încurajator. Păi dacă Tatăl vostru cel ceresc, spune Domnul Iisus Hristos, hrănește păsările, îmbracă florile de pe câmp, voi care sunteți așa de prețioși, nu vă va îmbrăca El pe voi. Nu vă va purta El vouă de grijă. Spunea Domnul Iisus Hristos atât de frumos. Poate unii dintre noi nu prea putem să corelăm Tatăl și Bun, ca în cazul meu. Nu prea parcă merg lucrurile, Tatăl și Bun. Dar ne spune Domnul Iisus Hristos că Dumnezeul nostru este un Tată bun. Un Tată bun. Spune Luca 11, de la versetul 11 citesc. Aceeași idee o găsim și în Matei 7. Zice, cine este Tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Și acum concluzia. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult, observați din nou, se repete expresia asta, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da lucruri bune celor ce îi cer. Pentru că Dumnezeul nostru este un Tată bun care știe să dea daruri bune copiilor săi. De aceea trebuie să ne încredem în El. Ce trebuie să facem? Spune, îmi place versetul 7 din 1 Petru 5. 1 Petru 5 spune acolo, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și fiți atenți că Cel însuși îngrijește de voi. Aceeași idee. El însuși îngrijește de voi. Ce trebuie să faceți? Aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. Nu știu cum s-a gândit Petru la termenul ăsta, aruncați. Știți ce înseamnă? Să iei și să arunci. Păi dacă arunci, înseamnă că nu mai ești cu lucrul asupra ta. De cele mai multe ori, noi mergem la Dumnezeu cu grijile, cu poverile noastre, ne rugăm și apoi ne ridicăm de la rugăciune exact cu ele. Nu ne lăsăm acolo. Ne ridicăm și le luăm din nou. Și nu a trecut mult timp și iar ne frământăm de lucrul ăla. Dacă ne-am fi aruncat asupra Lui, nu ne-am fi frământat. Nu ne-am frământat de El. Aceea, aruncați asupra Lui, spune Petru. Înlocuiește îngrijorarea cu căutarea Lui Dumnezeu. Înlocuiește îngrijorarea aceasta cu căutarea Lui Dumnezeu. Atât de mult îmi place. Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și subliniați mai întâi. Asta ar trebui să fie prioritatea noastră. Prioritatea noastră să fie cerul, să fie Dumnezeu, neprihănirea Lui, împărăția Lui, lucrarea Lui. Trist este că de cele mai multe ori focalizarea noastră, concentrarea noastră este pe lucrurile acestui pământ.
alergăm o săptămână întreagă și cumva, cumva încercăm duminica dimineața să ne deconectăm de tot ceea ce am avut în săptămâna aceea și cumva să ne gândim la lucrurile lui Dumnezeu. Mai întâi zice, căutați împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri, toate aceste lucruri de care vă îngrijorați, toate aceste lucruri, mâncare, băutură, îmbrăcăminte, lucrurile de care aveți nevoie, zice, toate astea vi se vor da pe deasupra. Bonus. Ne plac bonusurile. Și la cumpărături, și la servici. Bonus vor veni, zice, pe deasupra. Toate aceste lucruri de care vă îngrijorați. Și încheie Domnul Iisus Hristos atât de frumos. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. O altă problemă pe care o avem, încercăm să trăim mai multe zile deodată, într-una. Ce bine ar fi de am luat fiecare zi pe rând. Ajunge zilei necazul ei. Ce vreau să reținem din lucrurile pe care am încercat să le prezint din textul acesta. Voi repeta unele ca ele cumva să rămână și asta să fie concluzii. Sunt lucrurile pe care le-am învățat și cel puțin sunt lucrurile care mi-au dat de gândit săptămâna aceasta. După ce cumva am primit un răspuns de la Dumnezeu cu privire la o problemă pe care mult timp am adus-o înaintea Lui. Și primul lucru pe care cred va trebui să facem fie la începutul acestui an, anul acesta, dar și în fiecare zi a vieții, nu vă îngrijorați. Asta ne-a spus textul. Atât de simplu. Nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați de viața voastră. Întreba Domnul Iisus Hristos, și de ce vă îngrijorați? De ce vă îngrijorați? Ce ar fi ca să te gândești, să stai să spui, de ce mă îngrijorez? Și lucrurile astea cumva să le aduci înaintea Lui. Dacă nu aici, dacă sunt multe, să vă luați câteva foi ca mine așa, să le duceți acasă și să scrieți, Doamne, și asta? Și asta mă îngrijorează? Și asta e problema mea? Și să le aduci înaintea Lui, de ce vă îngrijorați? Și lucrurile alea, spune Domnul Iisus Hristos, spune Petru, dar asta este ideea, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Nu vă îngrijorați, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la creația lui Dumnezeu, uitați-vă la crin. Și spune o cântare de-a noastră, 243, de ce mă apasă grija, zice? De ce mă apasă grija? De ce sunt tulburat? De ce în întristare mi-e duhul cufundat? De ce? Poate că ar trebui să-i spui lucrurile astea. Spune refrenul, El pasărea hrănește și toți crinii îmbracă El. De-ai săi, El se îngrijește. Nici pe mine nu mă va uita. Pentru că Dumnezeul nostru nu ne uită. El știe, am spus puțin mai înainte. Un al doilea lucru pe care îl învățăm, pe care îl repet de fapt, încredeți-vă în Dumnezeu. A trebuit să nu ne îngrijorăm, a trebuit să ne încredem în Dumnezeu. Puțin credincioșilor, spune Domnul Iisus Hristos. Voi aveți un Tată în cer. Aveți un Tată în cer care hrănește păsările, îmbracă florile, se va ocupa și de voi. Spune Isaia, m-am gândit la versetul acesta 10, o lucru extraordinar. Nu te teme, zice Dumnezeu, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Observați, nu vă uitați cu îngrijorare. Ne uităm cu îngrijorare, nu-i așa? Ne uităm cu îngrijorare peste factori, peste analize. Ne uităm cu îngrijorare peste atâtea lucruri. Spunea psalmistul la un moment dat, parcă și el copleșit de ce avea în față. Zice, îmi ridic ochii spre munți, Psalmul 121. De atâtea ori, parcă și noi suntem șocați. Munți de probleme, munți de frământări, munți de datorii, munți de dări, o grămadă de lucruri care se strâng în viață. Dar zice psalmistul, de unde va veni ajutorul? Parcă copleșit de ceea ce avea în față. De unde?
Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nici nu dormitează și termenul ăsta interesant e acel termen pe care unii dintre noi l-am trăit. Știți, acea țipire, nu vrei să adormi, nu vrei, dar cumva molestit așa ațipești. Ai zice, Dumnezeu nu ațipește. Dumnezeu nu doarme. Iată că nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Acum imaginați-vă, umbră pe mâna dreaptă. Și apropo, ascultă paranteză, când se vede umbra? Când este lumină. Vrei ca Domnul să fie umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. A trebuit să fie lumină. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna, noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. De aceea, nu te îngrijora, crede-te în Dumnezeu și trei, aranjează-ți, sau poate pentru unii, rearanjează-ți prioritățile. Zice Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri vor veni pe deasupra. Căutați! Puțin mai înainte, Domnul Iisus Hristos spunea, toate aceste lucruri, neamurile, ce fac? Le caută. Asta e căutarea lor, dar voi zice, voi trebuie să căutați împărăția lui Dumnezeu. Asta ar trebui să fie prioritatea voastră. Pentru că sunt și aici două probleme pe care le-am găsit în cuvânt. Sunt două versete care cumva trag un semnal de alarmă. Matei 13:22. Acolo este pilda semănătorului. Domnul Iisus vorbește despre o sămânță care a căzut între spini. Și spune acolo Domnul Iisus Hristos că îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă cuvântul. Ei, spinii ăștia pot fi pentru noi o cursă. Îngrijorările veacului, cum am citit, pot fi pentru noi o cursă. Cuvântul, tot ceea ce a pus Dumnezeu în noi, cumva să fie înnăbușit de îngrijorările veacului. Matei 13:22 și Luca 21:34 spune Domnul Iisus, luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și de băutură, ci cu îngrijorările vieții acesteia. Aveți grijă să nu vi se îngreuneze inimile cu îngrijorările vieții acesteia. Acum nu mă înțelegeți greșit din tot ce a spus, că Domnul Iisus Hristos spune, voi stați liniștiți, adică nu vă îngrijorați de nimic, nu muncă, nu nimic, stați liniștiți. Nu asta spune Domnul Iisus Hristos. Ce fac păsările? Stau în cuib liniștite. Nu, zboară, iau frimiturile de pâine. Dumnezeu ne poartă de grijă, dar nu suntem chemați să stăm degeaba. Dar există această problemă și noi mai întâi trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Oare, zice Domnul Iisus Hristos, nu-i viața? Oare nu este viața mai mult decât hrană și îmbrăcămintea și toate celelalte? Ba da, viața înseamnă mai mult decât lucrurile acestea materiale. De aceea trebuie să nu ne îngrijorăm, să ne încredem în Dumnezeu și trebuie cumva să ne sortăm, să ne aranjăm bine prioritățile în viață. De aceea închei cu Filipeni 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, zice Apostolul Pavel. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care trece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. De aceea, pentru noi e o taină mare, spune o cântare, ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor. Însă știu că îngrijorarea s-o alung va trebui Dumnezeu și îndurarea în etern vor trebui. Nu pot ști, spune refrenul cântării, ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, căci și eu sunt fiul său. Amin. Amin.